Constantin Dincă, bărbatul de 40 de ani din Craiova, s-a operat la clinica privată pe 22 martie, având amigdalită acută. Fratele acestuia susține că i s-a făcut o internare de o zi, apoi seara a fost trimis acasă. Starea pacientului a început să se înrăutățească, având sângerări abundente, însă a ajuns din nou la clinică abia după 5 zile. După 6 zile, i-a apărut o gâlcă în partea stângă a gâtului, și dureri insuportabile în gât. S-a dus la cabinet, doamna doctor i-a explicat că totul este normal, să pună o pungă de gheață, că tot o să decurgă normal. Luni dimineața, la ora 3, s-a trezit din somn cu o emoragie foarte puternică, a venit salvarea și l-au adus la spitalul de urgență numărul 1 din Craiova. Reprezentanții Spitalului Județean de Urgență Craiova spun că dacă intervenția chirurgicală se impunea în momentul în care tânărul a fost internat pentru prima dată, nu ar fi fost nevoie de operație la o clinică privată. Vine greu să cred că a fost trimis în privat. Dacă intervenția chirurgicală se impunea în momentul în care pacientul a fost internat, pacientul era supus intervenției chirurgicale ca și în alte cazuri. Reprezentanții clinicii private la care s-a operat bărbatul susțin prin intermediul unui comunicat de presă că nu au fost complicații în timpul intervenției sau după operație. Nu au existat complicații în timpul intervenției sau postoperator. Pacientul a fost văzut la 5 zile după intervenție, prezentând o evoluție postoperatorie normală și fără a afirma sau prezenta sângerare locală. Familia vrea să afle adevărul și a depus plângere la Colegiul Medicilor, dar și la poliție. Oamenii legii au deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă.